După ce și-au exprimat în public părerile divergente cu privire la data organizării alegerilor parlamentare și prezidențiale, riscând să arunce în aer coaliția de guvernare, astăzi, data limită la care se mai putea lua o decizie definitivă, PSD și PNL au anunțat, prin comunicate de presă identice, că s-a ajuns la un consens, iar cele trei tururi de scrutin vor fi intercalate. Astfel, primul tur al prezidențialelor va fi pe 24 noiembrie, urmat de alegerile parlamentare pe 1 decembrie, apoi turul 2 al prezidențialelor pe 8 decembrie. Coaliția de guvernare a finalizat discuțiile pe marginea calendarului electoral pentru alegerile prezidențiale și parlamentare. Astfel, ținând cont și de opiniile exprimate de celelalte formațiuni politice, reprezentanții coaliției au fost în consens în ceea ce privește organizarea alegerilor prezidențiale după cum urmează. Primul tur în data de 24 noiembrie. Al doilea tur în data de 8 decembrie. De asemenea, s-a ajuns la un numitor comun pentru organizarea alegerilor parlamentare în data de 1 decembrie, se arată în comunicatul partidelor din coaliția de guvernare.